Unii eroi ai luptei pentru integritatea țării lasă în urma lor cărți necesare de amintiri despre conflictul armat de pe Nistru, despre combatanții care și-au sacrificat viața. O asemenea carte document despre voluntarii din raionul Orhei a fost scrisă de foștii combatanți Andrei Calcea și Vasile Stelea. Lansarea cărții a fost un prilej de comunicare între foștii combatanți, cărora apariția acestor memorii le-a trezit amintiri dureroase. Eu singur mi-am lăsat doi copii mici acasă, voluntari de pe data de 2 martie am luat arma în mână și am stat 5 luni de zile. Fiecare avem copii acasă și fiecare știem că orice timp putem și mă murit. Volumul despre detașamentul de voluntari domnitorul Moldovei Vasile Lupu din Orhei, care a luptat pe platoul de la Cocieri, reprezintă o incursiune în anii plini de speranțe și proiecte pentru viitor, războiul venind ca o amenințare la tot ce era mai scump oamenilor. A fost scris din lacrimi și durere, a fost scris cu triste amintiri despre nu numai acele lupte care au durat pe platoul de foc Cocieri, dar și despre acei care ne-au fost camarazi de lupte. Orice război este o crimă, dar războiul civil este o crimă dublă, a afirmat generalul de brigadă Nicolae Petrică. S-a vorbit foarte mult despre platoul Cocieri, a fost comandant eu. Da, noi într-adevăr am avut de-a face cu armata 14 care ne-a atacat, într-adevăr. A fost toată tactica militară, cu tancuri, cu artilerie. Însă noi am organizat cum trebuie apărarea și le-am dat, i-am respins atacurile lor. Cărțile de memorie ale celor care au luptat cu arma în mână pentru idealurile neamului sunt documente prețioase și necesare pentru istorie, pentru tânăra generație. Pentru a educa copiii noștri în spirit patriotic, pentru că noi am apărat țara noastră, poporul nostru, independența, libertatea. Îi mulțumesc domnul Calcea și domnul Stelea că au putere mare să scrie. Foarte mult regret că guvernatorii noștri de astăzi, trecând 25 de ani, până în ziua de azi, nu au apreciat războiul din 92, nu au dat o notă istorică, nu ne apreciază pe noi ca veterani, ca oameni care am fost la apărarea țării. Cartea despre voluntarii din raionul Orhei urmează să ajungă în biblioteci pentru a fi lecturată de cititorii interesați de istoria noastră recentă.